Bine m-a regăsit, dragii mei, pe cei din Zodia Capricorn. Haideți să facem o etalare, cred că foarte mulți dintre voi aici aveți luna în leu sau luna în pești. O etalare temporală, să vedem ce vă așteaptă în viitor apropiat. Pe cei din Zodia Capricorn, cei cu ascendent, descendent, luna, Marte, Venus, nodul nord, nodul sud, Lilith, evenimente importante Capricorn. Am zis că aveți luna în pești foarte mult dintre voi sau chiar sunteți pești și aveți ascendent în Capricorn sau luna în Capricorn. Ideea la voi aici este că nu știu de ce parte să vorbesc aici. Te rog frumos să iei cum rezonează. Dacă ești femeie, nu mai ai sentimente pentru cineva din pești absolut deloc. Persoana asta te-a mințit foarte mult și tu ai realizat tot ce s-a petrecut în spatele tău din cauza acestei persoane. A fost ceva trecător, a fost ceva ce a trebuit să se întâmple. Bărbatul ăsta, cum să spun că nu te prea mai interesează. Ai trecut peste, tu ai un suflet pereche aici, iar regele ăsta de cupe a fost în plus. El a fost o relație karmică, iar ceea ce s-a întâmplat aici, practic sunteți patru persoane, dar consider că a patra persoană ești totul. Și anume, sentimentele tale cu regina de săbii invers nu mai există pentru persoana asta. Este cineva care nu acceptă, dar nu are ce să mai facă, aud, că tu, practic, gata, Dumnezeu te unește cu sufletul tău pereche. Pac, am unit și o să fiu sigur. Pentru că magicianul și îndrăgostiții. Cineva aici, foarte mult, a încercat să-ți îngreuneze împreunarea cu sufletul tău pereche și posibil persoana asta să cunoască sufletul tău pereche sau nu, sau știa că sosește în viața ta. Asta a fost o judecată din trecut. Bărbatul ăsta știe că nu-l mai vrei, e foarte conștient. El a fost rece în trecut față de tine, iar acum este... Practic cuiva i s-a întors roata, gândește-te că tu nu mai simți nimic, iar bărbatul ăsta simte tot ce ai simțit în trecut. Iar aici, chiar dacă el îți va face o confesiune despre ceea ce simte pentru tine, lucrurile nu se mai schimbă cu nimic. Tu deja este timpul divin, foarte rapid, aud, rapid, să sosească către tine sufletul pereche pe care... Foarte multe dintre voi îl cunoașteți deja. Regele de cupe. Trei de săbi. El a... Incredibil, trei de săbi și regele de cupe. El a vrut mereu să stea între tine și persoana asta. De ce nu a plecat mai repede? Bine, a fost simplu divin. Șase de cupe. Șase de cupe. S-a împlinit lecția. N-a fost să fie să plece mai devreme. De ce n-a fost să fie să plece mai devreme din energia ta? Ai avut ceva de învățat din asta. O secundă. Când am oprit acum, am oprit la minutul fix 3:33 și cred că vezi foarte mult ora asta. Este foarte important pentru că toată viața ta s-a învârtit în triunghiuri amoroase și ăsta este un triunghi amoros, ok? Și a fost creat fără să vrei tu. Pentru că ai un rege de monede care te iubește și o să recunoască că te iubește, el n-a putut să se apropie în totalitate cu sufletul, a avut și el ceva de încheiat. Pentru că, practic, el a vrut ca tu să închei situația cu regele ăsta de cupe. El știa în sufletul lui, aud, că tu trebuia să închei ceva cu regele de cupe. Regele de monede, către tine. Da, el va realiza ceea ce are în suflet pentru tine, dar el a așteptat ca tu să termini ce ai avut de încheiat cu persoana asta. Chiar dacă, aud, era un in and out, chiar dacă nu te mai vedeai, chiar dacă n-ai mai vorbit cu persoana asta, doi de săbi și eremitul, cred că bărbatul ăsta are luna în fecioară și este pești? Ideea este că, no way, nu mai are nicio șansă la tine. Regele ăsta de monede a vrut ca tu să vezi că regele ăsta de săbi din trecutul tău care acum e de cupe,
a fost în privința ta, cred că regele ăsta de monede știe ce s-a petrecut prin spatele tău. Pentru că dacă îl cunoștea pe bărbatul din trecutul tău, el a știut că bărbatul ăsta a fost lipsit de scrupule când a venit vorba de tine. Și era cineva care ți-ar fi spus și nu ți-ar fi spus, pentru că regele ăsta... Ia să vedem. Cărți pozitive dacă regele de monede știa și negative dacă nu. Cred că știa. Cred că știa. Da, știa. Dar a avut reținerea asta să nu-ți spună. De ce n-a vrut să spună? Judecata și fraierul. Pentru că a vrut ca tu să te trezești. A vrut ca tu să realizezi că bărbatul ăsta era lipsit de scrupule și că pe lângă asta nu mai contează de ce era lipsit, contează că era o judecată și o lecție pe care tu trebuia să o înveți. Pentru că cineva prin spatele tot ce a făcut regele ăsta de cupe. 7 de cupe, 5 de săbete, a creat foarte mult conflict în viața ta și a mințit atât de urât despre tine cu persoanele din jurul tău de n-ai habar. Este cineva care a căutat, în primul rând a vorbit foarte mult despre tine la regele ăsta de monede și în al doilea rând și la alte persoane și a fost să vii și 5 de cupe. A fost gelos rău, gelos rău și mai mult decât atât, regele ăsta de cupe te-a trădat cu cineva pe partea financiară. Era un secret, nu vroia să se afle. Ce nu vrea să afle regele ăsta de cupe? Magicianul Steaua? Nu vroia ca tu să te uiți către regele de monede, indiferent dacă, dar pentru cine vorbesc aici îl cunoști sau este un suflet pereche care trebuie să sosească și bărbatul ăsta n-a vrut ca tu să-l vezi pe bărbat, pe viitorul bărbat. N-a vrut să ai cale liberă către el, dar te anunț eu că s-a încheiat. Și regele ăsta de cupe a avut falsa impresie că el a făcut toate astea, dar n-a făcut el toate astea, pentru că asta a fost lecția la tine. Și tu ai ieșit sau ieși fresh din toată treaba asta. Mai mult decât atât, aud cuiva i s-a întors roata aici. Și se întoarce fericirea în viața ta. Roata? Când am zis roata, a sărit regele de bute și roata. Regele de bute și roata? Ia uite tu aici. Nu că pe asta nu vreau să o spun. O să afli tu cum i s-a întors roata și cum. Nu pot să cred așa ceva. Bărbatul ăsta avea o relație cu o femeie din Săgetător, fecioară, o afacere ascunsă, un conflict interior vis-a-vis de tine. Și lovea subtil în tine prin elemente din jurul tău, iar regele ăsta de monede știa. Și de ce nu a luat nicio... De fapt am întrebat mai devreme, pentru că a fost o lecție. Ce să facă regele ăsta de monede cu tine? Justiția și 8 de bâte. Este un nou început foarte frumos. O secundă. Este un nou început foarte frumos și mai mult decât atât, este o dreptate. Să spunem că pentru alții dintre voi poate să fie o dreptate într-un proces. Procesul ăsta este câștigat cu succes de tine. Poți să ai și ascendent în Capricorn. Pentru că cineva aici a complotat prin spatele tău și a făcut foarte multe rele. Ceea ce știa cineva aici sau știe cineva aici e dreptatea ta indiferent. Relație, proces, dreptatea ta. O să facă regele ăsta de monede, pe tine, cop de bute și justiția. Dacă este o relație, s-a gândit când te vei trezi, când o să realizezi. Exact.
când o să realizeze persoana asta, 7 bâte și 9 de pentacule, carul și 5 de monede, când o să realizeze că această conexiune cu acest bărbat nu o să ducă nicăieri? Când o să se oprească? Ia curiozitatea, dacă ești femeie sau bărbat, când o să se oprească din energia asta de a aștepta pe cineva din trecut sau de... Ce energie cu 7 de bâte și 9 de pentacule? Explorare de opțiuni. Sau in and out, ok? Să știi că un bărbat aici te iubește foarte mult. Dar nu ți-a spus niciodată cât de mult te iubește. Și... Ce energie asta de monede? S-a comportat practic foarte indiferent bărbatul ăsta cu tine. Cine e gestul de monede? Probabil, mai mult ca sigur și el a avut foarte multe chestiuni de rezolvat, dar el a așteptat să te dezlegi de trecut. El a spus, vreau ca femeia asta să realizeze că ceea ce face nu este bine pentru ea. Nu vreau să mă bag într-o chestiune. Și a fost, repet, a fost și o judecată, o lecție karmică și n-avea cum să intervină o schimbare mai devreme decât timpul divin. Dar eu îți spun ce a gândit bărbatul ăsta. Că el a gândit, chiar dacă te iubește, chiar dacă s-a atașat de tine, posibil chiar regele ăsta de cupe să fi vorbit cu el, să-i fi spus stai departe de persoana mea, chiar și cu asta pe el nu l-a interesat. Dar acum nu-i mai pasă de părerea regelui de cupe. Și oricum tu ai ieșit din energia aia pentru că nu mai ai niciun atașament cu regele ăsta de cupe. Ce să-i faci tu regelui de cupe? Uite, regina de sobi și marea preoteasă. Tu te-ai considerat o opțiune în viața acestui rege de cupe. Sentimentul pe care îl simt este niciun sentiment. Nu mai simți nimic pentru regele ăsta de cupe. Din contră, tu ești îndrăgostită de regele ăsta de monede care nu te-a crezut că ești îndrăgostită de el, pentru că tu te mai reîntorceai la regele ăsta de cupe. Și anume, persoana ta din pești, tu mai revizitai trecutul și n-aveai cum să iei contact în totalitate cu persoana asta energetic. Probabil că amândoi ați făcut asta, că și el avea pe cineva în trecut, posibil. Dar n-aveai cum să iei contact în totalitate cu regele ăsta de monede atâta timp cât energia ta mai flutura pe acolo, ok? Cum o să vină regele ăsta de monede către tine? Să vă mai întreb o dată. Deci este direct 10 de cupe. Cum cu 10 de cupe? 6 de cupe și 4 de bâte. Împărăteasa și steaua. Oficial sunteți suflete pereche, ok? Oficial sunteți suflete pereche și el este împăratul cu steaua, așa mai văzut. Am mai văzut asta. Oficial și foarte multe dintre voi care sunteți aici aveți Leu, Scorpion, Capricorn, chiar casa a doua în pești. O secundă. Încercam să mă gândesc că nu mai știu cum am spus data trecută. Fundul cerului în gemeni, ok? Lilith în rac, cred că ai avut aici, a trebuit să-ți înfrunți partea întunecată și ceva ce ai avut de rezolvat din trecut din partea unui rac și poți să te uiți și la leu că ce am spus acolo pentru că rezonează foarte mult, dar aici am văzut lucrurile la un alt nivel, să spunem așa, pentru că mi s-a arătat practic cine era și acolo am văzut regele de cupe. Și acolo am văzut regele de cupe. Ori, pentru câteva dintre voi, chiar dacă a existat bărbatul ăsta, a mai existat cineva din rac. Și trebuie să auzi treaba asta. Pentru cineva aici trebuie să audă treaba asta. Cu tristețe și melancolie, să spunem așa, persoana asta din zodia asta a fost cineva din familia ta. Practic, nici nu ai gândit vreodată că ai fi putut să porți karma acestei persoane.
aud aici ca și mesaj și să fii foarte atentă. Era undeva departe, cineva trecut în neființă. Unchi, aud. Fratele mamei tale. El a fost privat de dragoste și nu i s-a permis să aleagă dragostea sau ce a vrut el să aleagă. Pe mai departe, tu ca și copil, deci aici e clar un mesaj specific, tu ca și copil, nu că a vrut el să se răzbune. Pentru, cu cine vorbesc aici, clar, ai Lilith rac. Nu, și el era rac. Omul ăsta era rac. Nu că a vrut el să se răzbune. El a rămas aici, nu mai este, lângă tine, până s-a încheiat acest lucru. Și chiar dacă tu ai avut senzația și impresia că ai simțit că energia asta ți-ar face rău, de fapt era ce aveai tu de plătit, în urma greșelii, posibil să fi fost fratele mamei tale, pentru că el aici, uite, împărăteasa, ți-a transmis chestiunea asta și tu ai zis, de ce tocmai eu? De ce tocmai eu? De ce trăiesc lucrurile astea? S-a repetat o chestiune, deci clar aici e un mesaj specific. Nu pentru ca tu să suferi. Tu, din păcate, ai picat în această karmă, dar cine trebuia să sufere, de fapt și de drept, în toată situația asta în care el trebuia să fie îndreptățit și să se termine odată chestiunea asta din familia voastră, în care celălalt decidea pentru persoana respectivă ce să aleagă în viață, școală, facultate, dragoste, căsătorie, compromis, el a vrut, de fapt, să încheie acest lucru prin tine. Și doi, ca femeia asta, mama ta, să înțeleagă prin ce a trecut el. Wow! Și acum ești liberă. Sau liber. Ok? Uite, moartea și regele de bâte. Doi de cupe și regina de bâte. Relația asta, mamă, deci aici am un mesaj clar și ne trebuie să audă, sper să te ajute. Relația asta cu sufletul tău, karmic, geamăn, ce a fost, bărbatul ăsta din pești, ok, a fost, o secundă, relația asta cu bărbatul ăsta din pești a fost, parcă și a, pentru foarte multe dintre voi, fizic, asemănat cu bărbatul respectiv. Caracterul, privirea, clar aici nu o să vă regăsiți toți în povestea asta, tu ai trăit cu persoana asta, cum a trăit el în viață, ca să înțelegi ce simțea el și efectiv femeia asta, mama ta, să simtă ce a simțit el în poziția în care era. Wow! Aud. Final. S-a terminat. Ok? A durat. Și tocmai de-aia bărbatul ăsta se trezește acum. Dar nu mai ai cum să fii cu el pentru că nu-l mai iubești. De-aia ai avut ciudate viața. De-aia ai avut un atașament atât de ciudat cu acest bărbat, pentru că practic nu ți explicai de ce. De ce nu puteai să renunți la el? Pentru că cine a vrut aici? Tot aud, nu pleacă, unchiul tău. Cine a vrut aici să se întâmple treaba asta, a plecat. A zis pa și a plecat. Iar tu, efectiv, nu mai ai nimic pentru bărbatul ăsta. Te-ai trezit, dintr-o dată. Parcă nu-l mai cunoști, nu-l mai identifici, nu mai ai atașament față de el. Dar el nu te-a uitat. Din contră, adevărata identitate a acestui bărbat nu era regele de săbii. El a fost folosit ca o unealtă pentru ce ți s-a întâmplat ție.
Vine acum, regele de cupe. Vine acum. Dar tu, în timpul divin, ai un rege de monede. De-aia regele ăsta de cupe nu mai are niciun efect asupra ta. N-au fost lucruri oculte. A fost o entitate care a dirijat treaba asta din umbră și l-a condus pe bărbatul ăsta ca pe o păpușă să se desfășoare, mamă ce mesaj, să se desfășoare tot evenimentul ăsta în plină siguranță. Mamă, și văd în clar viziunea mea prin ce ai trăit și prin ce ai trecut. Feeling, deci ai trăit cu omul ăsta, parțial, nu o să spun pentru toată lumea, parțial ce a trăit persoana aia care nu mai e. Nu, aici a fost dureros. Râzi acum, dar a fost dureros. Râzi acum, dar a fost dureros. Și aud că mai dureros este când o să conștientizez că asta a fost. Dar dureros pe moment că e o eliberare. Pleacă. Pleacă. Pleacă sentimentul că persoana, care sufletul respectiv nu mai este. Nu mai este în sensul că a plecat, gata. A plecat de lângă tine. El a rămas aici pentru a face chestia asta. Ok? Pentru a face chestia asta. Și pentru foarte mulți dintre voi, posibil să aveți trăsături de la bărbatul ăsta. Și el n-a vrut să-ți facă rău. Niciodată n-a vrut să-ți facă rău. Nici n-a vrut să trăiești lucrurile astea și i-a părut rău că tu a trebuit să fii supusă la așa ceva. Băi, pe românește s-a ofticat, ok? Deci tu ai avut impresia că entitatea asta, și te rog și îți transmit, iartă, acceptă și scoate-ți ideea că ar fi vreodată să-ți facă rău și păstrează-o ca o amintire plăcută pentru că nu mai este aici. Ok? Foarte greu de digerat, foarte greu de înțeles, dar asta a reprezentat eliberarea ta. Nu sta să judeci, nu sta să mai complici lucrurile, că oricum nu mai e nimic din ce a fost. Te surprinde și pe tine trezirea ta. Să eu cu spuciu, da, te-i viața, ok. Concluzia la cei din zodia Capricorn. Magia nu-și spânzura, tu invers. Dacă el a spus ești liberă, ești liberă. Nimeni nu decide în jurul tău. Dacă el a spus ești liberă, păi ești liberă. Uite, regele de săbii, 7 de săbii, 8 de săbii invers. Dacă el a spus, asta aud. Dacă spiritul, sufletul respectiv a spus ești liberă, ești liberă, nimeni nu decide în jurul tău. Lucrurile astea care au fost cu falsă impresie, că ceilalți au avut acces să-ți facă rău, sau ceilalți au avut acces să-ți acceseze energia, sau să-ți facă impresia asta că ai fi avut lucruri oculte, ok? A fost dirijarea de aici, ok? Straniu, ciudat, dar poate te va lămuri. Și atunci când spiritul ăsta a plecat, a spus pauză și toată lumea se trezește din jurul tău și toată lumea spune de ce m-am purtat așa cu persoana asta? Dar ce am făcut? E, ai să fii surprinsă sau surprins că nimeni nu o să-și mai aducă aminte. Ok? Nimeni nu o să-și mai aducă aminte. A spus pa. Era un bărbat foarte înalt, slab. Cu nasul mai mare, puțin ascuțit, ok? Care purta haine mai lăbărțate și era foarte modest. Era foarte modest și a suferit mult în viața lui. A plecat cu cineva. A plecat cu cineva. Cu cine a plecat? Ia să vedem. A plecat cu mama lui. A plecat cu mama lui. Deci bunica ta nu mai este. Ăsta era unchiul tău. A plecat cu mama lui. Gata, s-a terminat. El n-a acceptat să plece până nu s-a încheiat lucrul ăsta. N-a acceptat să plece până nu s-a încheiat lucrul ăsta.
El nu mai dă voie nimănui să-ți facă nimic. A plecat cu părinții lui, bunicii tăi. Incredibil ce văd aici. Aici clar nu va fi pentru toată lumea. Bun, atât am avut și pentru cei din Zodia Capricorn. Eu vă mulțumesc și ne vedem pe data viitoare.